Bună seara! Vreau să fac un mic video, să vă prezint ce mi-am cumpărat și să vă arăt, de fapt, o să filmez așa în decursul lunilor, cum sunt acum, dar nu m-am cântărit încă și cum o să fiu, de exemplu, peste o lună de zile. Acum nu o să urmez o dietă specială, cum am urmat dieta postului intermitent. Atunci am slăbit 5 kg în, nu știu câte, vreo 6 luni, cam așa. Dar aproape că am făcut gastrită, de fapt și am făcut un pic de gastrită și mă trebuie timp să-mi revin la kilogramele normale. Acum mi-am cumpărat o bandă, nu a fost așa scumpă, 2200 de lei. Acum nu e cea mai performantă, dar e ok. Dar pentru mine e foarte important fugitul, alergatul. Acum o să trebuiască câteva zile până o să-mi crească iar rezistența, până mă obișnuiesc cu alergatul, care am mai alergat asemară. Și o să alerg așa în fiecare zi. Acum, abia astăzi am instalat-o. De fapt, ieri am instalat-o, dar am lăsat-o să stie o zi ca să nu facă condens cum am adus-o de afară. Să nu se strice motorul și vreau să vă prezint. Fac o tură de 2-3 minute și după aia o să vrei și Florica să încerce banda. Și o filmăm și pe aia, poate vrea și Natalia. Dar acum vreau să vă prezint. Tira! Hai, scoală-te! Așa arată dânsa. Dânsa? Sau dânsul, nu știu. Natalia, stai că filmează, mami. Stai și tu, și tu, vine aici, numai să, aici. Să vadă acolo, știi? Vreau scoată! O, scuză-mă, da. Așa, ăsta se pune aici. E o măsură de siguranță, standard. Și se dă drumul. Ea merge până la 15 km pe oră, nu o să alerg eu așa tare, o să alerg mai încet, așa eu am început să meargă și acum am dau așa de tare. Și după aia, când o să alerg, 2-3 minute, o să alerg mult. Acum Robert probabil că o să râde de mine, că așa îi place lui. La mult, dar îi fac pe plac. O să mergem acum, să mergeți acolo, că o să dau mai tare. Mai dau, mai dau. Eu nu dau mai tare. Nu, păi nu mă plati acum, ok? Nu mă plati. Ar fi fan să aterizez în peretele de spate în medul. Și Natalia trebuie să fugă. Nu, vreau mai tare. Nu vrei mai tare. Nu, 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 Florica! Hai că te... Da, alergi și tu imediat. Păi cum alergi tu de obicei, așa trebuie să faci și tu. Nu? Da. Mergi în perete. Nu te lovești. Thank you.
Ok. Gata. Și acum o pun pe Florica. Hai, Florica. Pus, mă vezi. Cum aleargă Florica. Deocamdată, dacă vii pică, asta e. Florica. Stai să mă ucid de ăsta. Dar ce, ți-e frică că pici, Florica? Nu, nu pică, că ține peretele. Da, dar te-am și cu capul, te-am. Și... Florica! Nu, nu te pun să alergi. Așa, poți să te pun pe bandă. Hai aici, Natalia, că nu se vede. Ce? Nu mergi, Florica! Nu, hai, Florica, fugi! Florica! Da, nu, nu, nu! Bate-te, așa! Așa. Na, hai, acum, hai! Dar fugi, Florica! Uite cum... Florica! Florica, fugi! Dar tu trebuie să umbli! Tu trebuie să umbli! Umblă, umblă! Nu, ok. Nu, ok. Vrei să alergi un pic? Da, i-am putin de mare, da, și... Ok, acum trebuie să alergi. Fugi, Florica! Florica, așa, așa, Florica! Acum, da, ai reușit, Florica? Ai reușit, am fost frică că decolez. Dar puteam și așa, da. Gata, nu mai poate. Ce? Nu uite și pe Natalia pe bandă. Merge în ce? Nu mai ți-e frică, nu? Și merge încet. Când te obișnuiești, o să mergi mai repede. Acum mergi așa încet. Ok? Da. Ok, imediat. Așa. Da. Vine fric, nu? Merge încet, Natalia, acum, până ce se obișnuiește și după aia, când se obișnuiește, o să meargă. Ea deja știe să umble acolo. Mami, merge purtica. Merge purtica jos, mami, da.
O bandă. Nu pici, nu pici. Mami, ce asta? Nu știu, mama, nu știu ce e. E muzică? Da, aici poți să asculti și muzică, da. Un rap subsonic. Da? Ok, v-am arătat și Natalia merge pe bandă. Au văzut toate șmecheriile. Numai odată i-a arătat tata ei și a prins repede cum funcționează. Dar pentru ce nu urmă la loc? Ca să aibă siguranță. Gata? Sunt gata. Nu, oprește. Așa. Ok. Gata. Pe mâine. Nu? Pune... Tu nu-mi e drumul să văd de postul. Nu. Pune alea acolo. Să nu te pui cu ostrici. De ce o stric? Da. Dacă te-ai pune, tu nu l-ai stricat. Ce mă, compari cu tine? Așa. Păi de ce să stric? Ok, și îl stingi de acolo de la buton. Mama și gata. Reșeză până 140 de kg. Așa, ok. Ok. Hai, mă instalăm bani. Mă șerit eu? Așa trebuie. Ok. Am zis că să nu pici, Angie. Pentru prima oară când fac eu asta. Ai destul de frică. Da, da. Mă obișnuiesc. Deci, eu la fel, știu. Deci n-am fost așa ceva niciodată. Nici n-am fost așa ceva. Dar ce să mă obișnuiesc? N-a spus nimic. Are tante grijă de bani. Deci chiar trebuie să știu cum e, că e aiurea așa. Am zis ce nu pici. Și să stai într-un loc. Cum un loc? Nu! Zic că știi, Angie. E fugă asta. E fugă. Până ce mă obișnuiesc. Dar așa am ciorat să știi, dar ce că nu mere. Un ciorap? Da, păi da, numai așa un pic mai tare. Deci un ciorap chiar nu merge. Ca și cum de Ivi, am zis, știi? Nu mă te trebuie să alergi, dar faci mișcare în casă, știi? Dar vine mai aproape, că poate nu se aude nimic. S-aude? Da, tu auzi. Zic, nu mă te trebuie să alergi, dar mișcare. Și când nu ai timp să mergi la mișcare, sau e frig afară, sau nu ai... Poți să faci mișcare în casă. Nu? Nu. Nu, și dacă mergi țara asta aici, timpul, calorile, numai trebuie să învăț să setez, am aplicație pe telefon. Poți să punești telefonul și îți arată drumul pe unde asta mergi. Asta e fain pentru picioare. Păi pentru tot e fain. Asta e fain pentru picioare. Prima oară. Nu, 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 nu mai e de tare. Mi-e frică că mă duc. Mă duc. Da, bă, da, chiar eu. Mi-e frică o să-l pun la sfârșit. Da, chiar. O să-l pun la sfârșit, o să-l pun la sfârșit. Numai să-l găsesc. Nu-l găsești.
acum, de la 6 poți să alegi. Aleargă un pic. Nu, că eu... Zică? Aleargă! Așa, la viteza asta, mă duc repede după Natalia, la grădiniță. Așa mă duc eu. Nu mai da, hei! Nu, gata, te dau încet, am încet. Dă mai încet. Natalia. Wow, dar simți la picioare. Știi că simți. Dă mai încet. Și când iei ăsta, să-mi trebuie lucru. Numai aici așa trebuie să apeși și atunci încetinește așa, progresiv. Tu ne înveți, să am ce știi? Fai. Eu am alergat mai înainte cu 13 km pe oră. Fără mâini, poți să am și fără mâini. Uite, programe care nu se tează, știi? De aici. Că trebuie să o studiez, încă n-am studiat. Da. Opresc? Opresc. Și apoi și aici? Nu te scade. Mă, dar simți la picioare, să știi. Păi cum să nu simți? Că... Faci mișcare. Faci mușchi, Angie. Hai că mai ai reșit, gata. Faci picioare fainele, nu mai. Acum știi cum ești. Opresc, Daci? Fac? Opresc? Nu, mai las, să-mi ia lemn vreodată. Uite, Angie, telefonul. Vine și pe mama să face? Hai. Nu zice, mama, ai nevoie pe care mea, dacă mama a venit. Natalia? Da. Așa, bravo, mă. Maxim. Asta a fost o demonstrație. Nu. Da, gata.
Nu vrei și tu, mami, nu vrea, nu vrea. E frică. Nu, bine, nu, că nu faci, mami. Tu nu faci. Aceasta a fost exerciții noastre de seară. Vă mulțumim frumos pentru vizionare. Bate inima. Normal. Nu, merge. Așa încet, o să-mi intru iar în formă. Flori, mai vrei și tu odată? Nu, mami, vrei și tu? Ca și când mergi la piață. Ok. Da. Dar să știi, mami. Deci nu să trebuie să alegi. Și te învăț cum să faci. Și faci mișcare. Nu trebuie să începești de aici. Într-o săptămână. Într-o lună. Și în fiecare seară faci mișcare? Da, o să vreau în fiecare seară, da. Am treptat că am dobândit niște chile și acum nu pot să fiu așa în formă, imediat. Dar tu mă pun să fac iară în fiecare seară slăbesc. Da, păi tu n-ai ce să slăbești, eventual din păr. Nu, bine, v-am lăsat. Seară plăcută, la revedere, pacea Domnului. La tronul sfânt de îndurare încenunchez înaintea ta cu laude și mulțumire. Doamne, mă-nchin spre slava ta. Aleluia, aleluia. Doamne, mă-nchin prin al meu cânt. Aleluia, aleluia. Ție mă-nchin, Rege preasfânt. Ai fost mereu salvarea mea. Aleluia, aleluia. Doamne, mă-nchin prin al meu cânt. Aleluia, aleluia. Ție mă-nchin, Rege preasfânt. M-ai ridicat al meu păstor și m-ai privit plin de iubire, m-ai dus la ape de izvor. Aleluia, aleluia. Doamne, mă-nchin prin al meu cânt. Aleluia, aleluia. Ție mă-nchin, Rege preasfânt. Jertfa sfântă pe Golgota m-ai mântuit. Aleluia, aleluia. Doamne, mă-nchin prin al meu cânt. Aleluia, aleluia. Ție mă-nchin, Rege preasfânt. Doamne, mă-nchin prin al meu cânt.
Valul mării se ridică peste mine, să cuprindă toată ființa mea. Nu mă lași, Iisuse, întinzi mâna ta și le mustri, ele tac în fața ta. Să-i retrag în tihnă orice munte de s-ar ridica, să-mi ia ta lumină, orice valuri de s-ar înălța și de tine să mă ascundă. Tu zdrobești munții și mustri ape, îmi ești mereu, mereu aproape, mă veghezi și la orice pas din noapte. Orice munte de s-ar ridica, să-mi ia ta lumină, orice valuri de s-ar înălța și de tine să mă ascundă. Munții și mustri ape, îmi ești
se mai poate, cât încă ai suflare, primește-l pe Iisus în viața ta. E ceasul de îndurare, căci harul este mare, vino ca să nu-ți pierzi mântuirea. Omule, oprește-te, gândește-te la viața ta. Astăzi pocăiește-te, smerește-te înaintea sa. Omule, trezește-te, nu mai e timp de amânat. Astăzi pocăiește-te, primește-n dar iertarea sa. Azi Domnul îți vorbește cu pace și blândețe, să te oprești în drumul tău murdar și să pășești cu Domnul pe calea sa cea sfântă. De mâna El te duce până în rai. Omule, oprește-te, gândește-te la viața ta. Astăzi pocăiește-te, smerește-te înaintea sa.
suflet scump, nu te înșela. Mâine nu e ziua ta, azi e șansa să vii la Iisus. Te primește așa cum ești, de păcat să te căiești, veșnicia cu El.